fost zilele comunei, că a fost festival, că au fost ăștia, am organizat orice. Noi ne-am urcat și am făcut și am dansat. Problema este că atunci când s-a pus problema să primească acești copii banii, atunci s-a făcut cum să primești. Și... deci a fost o diferență între 2021-2022, în care în 2021 ați apelat la părinții copiilor să vă pregătească ceva, și în 2022, la ansamblul ăla, li s-a asigurat masă. Deci asta a fost o înțelegere între noi și cred că a fost extrem de corectă și valabilă. Deci, pe mine, nu e problemă. Ansamblul ăla, gândiți-vă că au venit, vă la de la 13 ani, pe mine, de la 10, da? Vă la de la Pașa, nu poți să nu-i dai nimic. Și noi nu l-am omenit. Poți să nu-i dai nimic. Am fost mâncare la Mocanu, mâncare pe lucră, plătiți de primărie, cazare. Dar problema este, problema este, de cazare și mâncare de la primărie. Da? Cazarea de la primărie. Cazarea de la celor de la primărie. Da. Pentru că noi nu aveam voie să cazăm primăria Muzneaca. Nu aveam voie. În asociația, în asociația școlii, în asociația. Păi așa am vrut. Dar prin șanți bani, nu banii ele. Adică doamna primară ne-a promis că ia 3.000 de lei la rectificare ziantor și nu s-au mai întors. Noi am avut festivalul de făcut, festivalul de sărbători de Crăciun. De făcut aici este așa și când m-am dus la doamna primară a spus nu avem bani, nu facem. Pe la Crăciun dacă vin, nu la Crăciun, mi-am uitat înainte. Mi-am uitat înainte și a spus nu avem bani. Deci a spus doamna, dar avem 3.000 de lei. Nu-i mai aveți, am prezentat acolo și nu avem bani mari. Dar doamna mi-a promis că următoarea rectificare pe mine cei 3.000 și mi-am primit. Și n-am mai organizat festival. De la, mai exista o discuție pe net. Deci noi nu m-am luat ultimul plugușor pe care l-am dat. Deci așa. Am dat la copii 2.500 de lei. Bun, hai să dați-o mie. Bun, te rog. Dați-o așa, că vă spune, am aici notat pe hârtie. Da? Deci, primul dumneavoastră Crăciun. La ansamblu 4 SDR. Ați venit puțin. Cum ai? 20. 22. Am văzut și eu chiar. Dați-o așa, 4 SDR. La Cașin, la Cașin mi-a dat 2000, la Onești mi-au dat 2500, 2000. Lasă-mă un pic de mine. La Mănăstirea Cașin, la 2 de ani, mi-ați dat 700 de lei. La Cașina am primit 2000, la Unești 1500. Da? Și la și acum anul ăsta am primit 2500 aici și 2500 la Cașina la Unești mai fost. Da? Și s-a întâmplat, s-a întâmplat cu comuni. Ce am făcut că înainte, cu an înainte, avea să mă inspirați. Cu an înainte și cu 2 ani înainte, am primit 2500 și 1500. Deci, noi când am venit de sărbători, în 2020, erau prevăzuți în buget 1000 de lei pentru sărbători. 1000 de lei erau deci, de la alimentare. În 2021, noi, băi, hai să mai mărim. Am fost 1000, dar nu, tot 1000 a fost. Care vine doamna Pantale și spune, nu, de pentru urători, nu de sărbători. Pentru urători, 1000 de lei. Ca așa punea 1000 de lei, băi, nu știu eu, la 1000 de lei, când am văzut că vine așa. Acum am primit, când am primit noi 400 de lei, cât a primit 400 de lei de la Plătești? Și a fost 1000 de lei, trebuie să mă începe. Spuneți că a fost 1000 de lei, dar i-au primit? Nu, i-au primit 2500 de lei, vă spun eu, în primul an, și 3000 la 2 de ani, vă spun eu. Când am primit noi 400 de la primărie, așa a fost, vă spun eu, au primit 2500, iar ei primit 400 de lei. Facem o hârtie. Facem o hârtie. Deci, eu v-am spus, eu am muncit atâția ani aici, pentru ansamblul ăsta, l-am adus la nivelul care l-am adus, copiii au muncit fantastic. Mai avem încă 60 de copii care muncesc și ăia, dacă ați văzut, sunt destul de filmulețe pe internet. Dacă se asigură bugetul de funcționare a ansamblului, așa cum am cere, vom merge mai departe cu ansamblul Procolii București. Poate voi munci în continuare, dacă nu, nu are rost să muncesc. Eu nu muncesc doar să mă duc la aceste spectacole mici, în care ei deja, deja cu copiii plătesc taxă. Unde eu vreau să merg la nivelul la care sunt ei. La nivelul care este în Moldova. Unde am fost cu ei în Moldova și acolo s-au descurcat extraordinar. Acolo vrem să mergem, la nivelul ăla. Nu la nivelul ăsta mic aici, da? De la festivalul ăsta privat. Unde se plătește taxa. Acolo vrem să ajungem. Dacă suntem susținuți, să ajungem acolo. Cum am fost la Băiești. La Băiești a spus președintele juriului a spus clar atunci. Nu credeam că copiii ăștia sunt în stare să facă acest dans. Nu credeam că acești copii vor fi. Au luat locul nou, luptat cu amulți, am stat cu profesionistii și au luat pe inunții la dans pregătesc și la dans mixt. Da? Deci dacă li se asigură, mergem mai departe dacă nu. Sunteți profesioniști și nu mai e
foarte bună, o dezbateți, o dezbate Consiliul Local. Corect, nu eu. Da. Și în funcție de ce spune contabilitatea, ceva să găsesc în așa ceva, pentru că și acolo sunt niște limitări legislative, ca să luăm așa, doamna Cost, soții primar, da. Mai știi, soțul i-a povestit multe chestii. Nu, nu a povestit. Păi, dacă mai aveți astfel de conflicte, nu mai faceți de față cu toată lumea, încercați să întrebi mai multe de nu două. Ca să nu vă mai acuzați un caracol, că ați uitat, că eu ți-am zis că nu mergi. Și dacă o întâlnesc, nu știți, dacă bine, nu trebuie să suferi. Dar ce majori puteți scrie? Nu? Noi ce majori puteți scrie de față? Corect. Dragilor, dar voi să se prestați de cineva în acest ansamblu. Și îl fie. Și noi facem cum atent de acest ansamblu. Ansamblului pentru a ne putea desfășura activitatea în vara aceasta? Veniți cu un buget cât vă trebuie pentru festival și discutăm. Că e clar, ăla e aprobat și nu mai e nevoie să fie aprobat. Dar dacă mai aveți un buget, ați luat 7200 din 10.000. 2800. Da, o să mai trebuie la activitate. Și spuneți, veniți cu un buget în care spuneți, asta este bugetul pentru acest festival, cu cerere frumos, cu invitația aferent. Și vedem, o discut, nu eu. Da. Eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș face un buget, un proiect de evenimente și buget. Așa se face. Da, și evenimentele astea nu se fac chiar la începutul anului, mai vin așa pe partea asta. Păi bine, dar în modul general puteți să prindeți anumite evenimente care sunt deja clasice, sunt tradiționale, de anumite ori, deja v-ați obișnuit cu ele de atâția ani. Eu n-aș accepta, dacă aș fi în Consiliul Local, un astfel de proiect doar să spuneți că asta e bugetul, atâta de acolo, bugetul, bugetoare, acolo. Participarea la festival. Deci acolo nu-i, nu am spus, băi, 40.000, gata, așa, îmi dai 40.000 acolo. Eu, acolo să faci cont, că-ți vezi citica, pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru aia. De la dumneavoastră, cu creștere, acum niște copii, ca să audă și copiii că lucrurile nu sunt așa de simple, mă duc, până cerere, am nevoie de 40.000 și gata. Dar nu, 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 dar
să fiu. Dar complicat și pentru deși să scoată bani din buget. Da, nu, când am făcut atingă, n-au fost complicat să iei 50.000, să suplimentezi 50.000 la zilele comune, așa nu era complicat nici 25.000 de copii. Și gata, haideți că am discutat, da? Ce să... Deci, atât adică s-a... Eu acolo, la ora aia, am terminat de vizualizat ședința de consiliul local pe internet. Și de asta i-am dat la ora aia, doamne, primară ce așa. La văzut, nu s-a deranjat să-mi răspundă, și atunci i-a și spus doamne. Ce să se răspund la 11 noaptea, dumneavoastră? Nu era 11 noaptea. Vă arată ora. Așa. Da? Dar vi se pare normal, cum că da. Așa. Și am și spus acolo că aceste nemulțumiri le vei prezenta și părinților. Și părinților, că sunt părinți aici, am specificat clar părinților când le-am dat, vă rog să nu fie făcute publice aceste lucruri. Am specificat, doamna, așa, cum ne-ați doamnit, ați specificat așa. Ați vrut să vă arăt mesajul care l-am trimis doamnei primar, cu nemulțumirile mele, pe care vă rog să nu-l faceți public. Da? Vineri l-am sunat pe domnul Blănoaru și la 11.45 l-am văzut că nu-mi răspunde, am spus așa. Vineri eu am ieșit din schimb. Bună ziua, toate doleanțele dumneavoastră pot fi puse într-o adresă oficială adresată atât către primăria Mănăstirea Cașin, cât și consiliul local. Nu am constatat în discuțiile purtate cu dumneavoastră până acum că ați acumulat atâtea nemulțumiri ca să-mi scrieți la ora 22 printr-un mesaj privat dintre noi, care a ajuns azi noapte la peste 20-30 de persoane. Rămâne valabilă întâlnirea programată pentru marți, nu ne alineți că poate ajunge marți. Eu rămân deschisă la discuții și colaborare cu stimă primară Adriana Enache. Nu ne-am greșit în relația mea cu domnul Blănaru, că sunteți tineri în toată lumea. Ca dumnealui, după acest mesaj, să nu-ți măsure, doamne, hai să ne vedem. Nu să pui să bombardezi acolo ca fiecare are copii sau nu are la Bucuraș și e din oraș, nu e din Mănăstirea Cașin, să o bombardezi acolo. Nu-i bine nimic la Mănăstirea Cașin, dar ce? Am ajuns proști în cuiva acum. Fiecare poate să ne bată și pe spate. Peste tot. De ce? De ce am ajuns în situația asta? După care, părinții au mai făcut, ascultați-mă mic, după care părinții au făcut postare de Facebook. Da? Nu mai trebuie. Și domnul Gheorghiță a luat mama atac personal pe Facebook. Așa, și în urma atacului lui domnul Gheorghiță a luat de pe Facebook, eu am făcut public mesajul care v-am dat dumneavoastră. Foarte frumos. Eu aveam un comunicat în care vă spuneam clar, haideți la